Se spune că un avocat bun trebuie să cunoască legile unei țări, dar și mai bine să cunoască limitele permise de lege. De ce un tânăr avocat din Republica Moldova a ales să meargă peste hotare, să-și facă studiile? Cu ce te ajută el pe tine și care sunt avantajele lor? A fost o provocare care mă tenta de multă vreme și cumva așa s-au așezat circumstanțele încât am decis că a venit momentul să investesc în educația mea juridică. Mi-am dat seama că am pășit deja pe drumul unei cariere bine definite. În schimb, mi-am dat seama că mi-ar lipsi, poate, ori mi-ar fi de folos mai degrabă, o perspectivă străină de educație și am decis să-mi încerc norocul, mi-am depus dosarul, am fost acceptată și urmăresc acest program doar pentru a palpa noi oportunități și a vedea poate domeniul avocaturii din alt unghi și din alt colț al lumii. Cum este procesul de studii din America? Este orientat mai mult spre elemente practice sau teorie? Este un proces care încurajează viitorii tineri profesioniști să aibă abilități practice și să fie gata să muncească din momentul în care ies din facultate. Cu titlul de exemplu, eu toate obiectele pe care le-am avut în acest semestru au fost strict practice. Am avut un obiect de scriere juridică în care timp de un semestru tot ce am făcut a fost să scriem acte juridice, opinii juridice, cereri pentru instanța de judecată, opinii pentru potențiali clienți, lucru pe care nu l-am făcut în Republica Moldova și cu certitudine pot să spun că în momentul în care voi ieși din această facultate o să știu exact ce se vrea de la mine. Pentru că aici am învățat din mers. După facultate, arta de a scrie am deprins-o de fapt fiind deja avocat stagiar ori avocat licențiat și acum pot să sesizez diferența dintre sistemul nostru de învățământ și cel de acolo. Și asta e doar un exemplu. Experiența practică pe care o ai în Republica Moldova ți ajută? Îți favorizează cumva studiile acolo? Absolut, indubitabil. Experiența pe care am reușit să o acumulez aici nu face decât să mă ajute să înțeleg și mai bine unele procese, ori atunci când se vorbește despre domenii specifice, cum ar fi negociere, semnare de contracte, reprezentare în instanța de judecată. Îmi este mult mai simplu pentru că eu am trecut deja prin aceste procese și n-am fost un simplu trecător, dar am fost și un participant destul de activ. Și atunci când se dezvoltă un subiect nou la facultate, există mult nou, dar există și background-ul pe care l-am acumulat aici în Moldova. Care este atitudinea profesorilor din America față de studenții străini? Suntem extrem de încurajați. Din Republica Moldova sunt doar eu la universitatea la care învăț. Mai mult decât atât, sunt unica studentă din istoria universității din Republica Moldova. Cel puțin așa mi-au spus profesorii și cei de la decanat. Suntem extrem de bine primiți, nu suntem diferențiați, suntem în clase cu studenți americani și atunci este un mix de culturi, exact, că am și colegi din întreaga lume, India, Pakistan, Suedia, Franța, Germania, Africa și atunci fiecare vine cu o abordare diferită, mai ales că practica de studiu în America este, noi nu scriem conspecte la ore, deci comunicarea activă timp de o oră și jumătate ori două ore cu profesorul în care noi venim deja pregătiți, avem lectură pe care trebuie să o facem înainte de lecție și atunci la ore este schimbul ăsta intercultural care are un impact imens asupra fiecăruia, inclusiv asupra mea. Când la început vii cu un anumit background din, cel puțin în cazul meu, am venit din Republica Moldova și nu aveam sub nicio formă, nu aveam un complex că vin dintr-o țară care e mai mică și nu e la fel de bine dezvoltată cum ar fi alte țări din Europa de unde sunt colegii mei, ori inclusiv colegii mei americani.
Însă faptul că ai încurajare din partea tuturor și a profesorilor și a colegilor este un avantaj imens. Cu colegii ai reușit să legi prietenii? Da. La început a fost o ajustare, trebuie să recunosc. O ajustare, în primul rând, la cultura fiecărui student. Precum ți-am spus, majoritatea vin din diferite colțuri ale lumii. Mai e și un accent pe care unii colegi au un accent mai specific la care tot trebuie să te ajustezi și e o experiență, per se este o experiență extrem de frumoasă. Pe parcursul aflării tale în America ai reușit să interacționezi cu practicieni? Poate dacă poți să ne spui cum este reglementată activitatea de avocat în America? Sunt careva diferențe? Toți profesorii mei pe care i-am avut în acest semestru, mai toți absolut sunt avocați care practică varii domenii de drept și tot ce am făcut la orele lor a fost doar exerciții practice. Am făcut simulări de procese de arbitraj, scriere de clauze contractuale, scriere de contracte și profesorii fiind avocați au transpus nu doar elementul teoretic pe care trebuie să-l știm, dar și l-au coagulat cumva cu elementul practic. Pe parcursul acestui semestru, doi dintre profesorii noștri ne-au invitat să le vedem casele de avocatură unde lucrează. Bun, acolo trebuie să recunosc că dimensiunile în care se practică avocatura sunt imense, comparabile cu Republica Moldova. De exemplu, la ultima casă de avocatură unde am fost, lucrează 1300 de avocați doar în birou din Chicago. Și pentru noi, cel puțin pentru mine, a fost, e una să auzi asta și cu totul altceva să vezi asta cu ochii tăi și să vezi cum se lucrează în domeniul juridic acolo. Dar ce ține de organizarea proceselor de judecată? Ai sesizat careva diferențe față de cum se întâmplă în Republica Moldova și care este practica din America? Absolut. În primul și în primul rând, în America, procesele de judecată mai complicate au loc în fața juraților, ceea ce nu se întâmplă în Republica Moldova. Judecătorul examinează elementele de drept, pe când jurații sunt cei care determină elementele de fapt. Și asta ar fi o diferență. O altă diferență este că la noi un proces de judecată pornește cu înaintarea unei cereri de chemare în judecată, în care părâtul este sesizat și părțile se întâlnesc la prima ședință de judecată. Ei, acolo, atunci când se examinează elemente de drept pentru început, deci până se ajunge să se examineze elementele de fapt, judecătorul nu se întâlnește cu părțile. Avocații transmit cererile lor, judecătorul le examinează și decide pe loc dacă este temei de cauză ori nu. Și atunci, prima parte cumva a procesului până la dezbatere judiciară se întâmplă în absența părților și este doar un schimb de acte juridice examinate de către judecător. În Republica Moldova, când erai student, pe lângă faptul că îți făceai studiile, mai erai implicată și într-o mulțime de activități extracurriculare. Acum mai ai timp pentru ele? Dacă e să ai dorință, găsești timp pentru toate. Într-adevăr, la început mi-a fost puțin mai dificil să mă ajustez și să-mi ajustez pasiunea asta pentru alte activități. Este adevărat că în Republica Moldova am fost implicată în mai multe proiecte care, pe lângă jobul meu ca și avocată, mi-aduceau extrem de multă plăcere, lucram, mă implicam cu dedicație și am încercat să fac același lucru și în universitate. Cred că în luna martie am început să mă interesez de ce oportunități sunt în cadrul universității. Mi-am dat seama că sunt sute, și nu exagerez, de asociații studențești. Facultatea mea, eu fiind un student internațional, există și o asociație studențească care se numește Foreign Lawyers Association, fiind o asociație a avocaților străini. Și luna martie am fost aleasă președintele acestei organizații, se schimba bordul de conducere și eu m-am dus ca un simplu student să particip la acea ședință.
pe loc mi s-a ivit oportunitatea, am decis să-mi prezint și eu CV-ul și să le spun că sunt capabilă să mă implic și să mă dedic, deși studiile de zi cu zi sunt destul de intense și necesită extrem de multă dedicație, atenție, lectură și atenție la detalii, dar asta nu face decât să, cealaltă activitate ca și președinte al acestei asociații, nu face decât să-mi dezvolte partea creativă și să mă lase să fac lucruri frumoase pentru colegii mei, dar și pentru facultatea mea. Cât timp vor dura studiile tale în Statele Unite ale Americii? Am fost un semestru și mai am încă două semestre, ceea ce înseamnă încă un an de zile. Cum crezi, studiile peste hotare sunt de fapt accesibile pentru un tânăr din Republica Moldova sau există careva impedimente? Nu cred că există absolut niciun impediment. Ba mai mult, cred că avem un avantaj că suntem din Republica Moldova, care este o țară mică și căreia îi sunt oferite mai multe oportunități. Sunt foarte multe programe de burse, ori studenții din Moldova au posibilitatea de a aplica direct pe site-ul universităților. Este un proces mai îndelungat pe care trebuie să-l urmeze, însă toată lumea are o șansă. Eu mi-am încercat norocul și am aplicat la două universități pe care le-am țintit. Am fost acceptată la amândouă cu aceeași bursă și atunci a fost mai dificil să fac alegerea unde vreau, pentru că le țintisem din start pe ambele. În schimb, asta mi-a dat o posibilitatea să negociez un pic mai mult cu una din universitățile la care am vrut să merg. Și da, nu este imposibil. Dimpotrivă, încurajez pe toată lumea care undeva în adâncul sufletului aspiră, dar nu îndrăznește să o facă cu curaj și cu tezanță, că toată lumea poate să o facă. Ce ai vrea din cele învățate acolo să implementezi în Republica Moldova? Spre exemplu, cred că aș încuraja marile companii să se încadreze, să aleagă, să-și soluționeze litigiile prin arbitraj. Mi se pare un proces mai, n-aș spune sigur, un proces mai rapid cu certitudine și cred că ar fi mai benefic inclusiv pentru aceste companii. Mai mult decât atât, cred că un alt aspect care ar putea fi dezvoltat în Republica Moldova este încurajarea tinerilor profesioniști să se specializeze pe domenii specifice. Ori în America toți avocații lucrează în domenii extrem de înguste și sunt foarte buni profesioniști pe domeniul în care lucrează. Înțeleg că Republica Moldova este o piață mai mică și specializarea se face cumva mai dificilă, însă atunci când îți alegi un domeniu specific de muncă, ajungi să fii extrem de bun pentru că cunoști toate unghiurile și toate dedesubturile acestui domeniu. Și nu în ultimul rând, cred că aș încuraja munca pro bono. Ori avocații din Statele Unite toți prestează cel puțin 50 de ore pe an, indiferent de casa de avocatură unde lucrează, inclusiv și la cele mai fițoase case de avocatură, munca pro bono este nu doar încurajată, dar și apreciată de către comunitate și munca pro bono în domeniul juridic poate fi făcută din nou pe domenii foarte specifice, spre exemplu pe domenii sociale, cum ar fi munca pro bono pentru actori, munca pro bono pentru startup-uri, în domeniul IT și așa mai departe. Spuneai despre specializare, dacă ar fi să te specializezi tu, ce domeniu ai alege? În America? Sau în general? În general. Cred că aș alege un domeniu... Eu în Republica Moldova am fost un avocat oarecum generalist și zic oarecum pentru că m-am implicat în majoritatea proceselor din cadrul biroului de avocat și atunci trebuia să învăț din mers anumite lucruri pe care poate nu le cunoșteam. Dar dacă ar fi să aleg, cred că m-aș implica mai mult în domeniul tranzacțional, tranzacții de afaceri internaționale. Este un domeniu extrem de solicitat oriunde în lume și atunci te ajustezi la regulile generale de tranzacționare.
În Republica Moldova, în ultima perioadă, au fost făcute mai multe schimbări ceea ce vizează activitatea de avocat. De exemplu, acum persoana care este licențiată în drept poate să-și reprezinte rudele în instanță. Ce crezi tu despre această schimbare? Voi expune doar punctul meu de vedere. Eu cred că avocatura este o treabă foarte serioasă și eu aș lăsa-o în mâna profesioniștilor și cei care știu să-și facă bine treaba. Ori atunci când ajungi într-un proces de judecată, vrei să fie eficient. Și probabil eu i-aș încuraja pe toți să se gândească bine în mâinile cui își încredințează, să nu zic soarta, că e prea mult spus, în mâinile cui își încredințează calitatea justiției. Și dacă tot am trecut la situația din Republica Moldova, cum e să fii tânăr avocat în Republica Moldova? Dinamic și provocator. Și pot să explic de ce. Dinamic pentru că în facultate ne sunt dezvoltate mult prea puțin abilitățile practice și atunci când începi să muncești, trebuie să te ajustezi la un ritm destul de activ de a face anumite lucruri și de a participa în procese de judecată și de a participa în audiențe, lucruri pe care cu care nu ajungi să te întâlnești de pe băncile facultății. Zic provocator pentru că trebuie să înveți din mers. Aceeași situație, dacă nu avem o bază foarte practică din facultate, atunci când ți se spune de la birou că trebuie să mergi în ședință de judecată oriunde oriunde în Republica Moldova te ajustezi și te duci, trebuie să te duci la CNA, ori la procuratură, știi, nu știi, te ajustezi, te duci, te descurci și nu trebuie să te duci doar cu prezența, dar trebuie să mai vii și cu un rezultat și cred că este extrem de individual, fiecare tânăr avocat poate să-și croiască o carieră în această țară, o spun cu toată încrederea, atâta timp cât există dedicație, atâta timp cât există pasiune pentru a face ceva, ajungi să te faci cunoscut nu prin faptul că ești public, dar ajungi să te faci cunoscut prin calitatea livrabilului pe care îl dai. Bine, Corina, eu îți mulțumesc pentru timpul acordat, pentru răspunsurile oferite. Îți urez mult succes și așteptăm rezultate cât mai frumoase. Mulțumesc tare frumos!